Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou episod de CSGO Danger Zone Hacking. Avem Will Scout 1, bă de ce sunt lobby de Wingman, man, come on. Unde e Danger Zone așa? Am rankul de Will Scout 1 și hai să vedem în acest episod dacă o să dăm rank up. Nu uitați să dați subscribe la canal dacă vreți să jucați alături de mine pe episoade. Da, de data aceasta luăm și abonat. Adăugați-mă pe acest cont, aveți link în descriere. Iar când o să mai joc, dacă aveți noroc să-mi dați mesaj fix când intru în CS să mă joc, vă pot invita să jucați alături de mine. Acesta este un abonat, o să aveți și un screenshot pe ecran, că nu vă mint sau ceva. Pur și simplu mi-a dat mesaj omul și a zis: "Bă frate, hai să jucăm." Napoi mei, deci nu uitați să vă abonați la canal și să mă adăugați pe acest cont dacă mai vreți să jucați alături de mine pe episoade. Hai să facem 1000 de like-uri la acest episod și hai să-i dăm drumul la meci, bă băieți. Bă băieți, am intrat și în meci aici. Suntem pe o hartă de asta cu nebunie, cu multă zăpadă și da, din câte puteți observa, jucăm din nou cu Unity. N-am mai jucat de ceva timp cu acest cod și am zis: "Bă frate, hai să-l mai testăm, hai să vedem unde ne dăm drop, hai să vedem unde-și dă abonatul meu drop." Eu zic la Echo. Uite aici, lângă South Tunnel, dă-ți și tu drop aici, mane. Dă-ți drop aici, mane. Sper să știe să joace Danger Zone, că ar fi nașpa rău de tot să nu știe să joace. Și aparent nu își selectează drop-ul, nu își selectează unde se dropează omul. Oleo, cred că o să fie un pic, o să avem un pic de furcă cu... sau? Mamă, unde-și la... Băi, omule! Dar probabil n-a mai putut să se dropeze aici, trebuia și el să se miște un pic mai repede, nu-i problemă, o să merg să-l ajut. Și oricum, mi se pare că vreo 5 minute din match, oricum, poate să-și dea revive gen dacă sunt eu în viață. În fine, o să discutăm astăzi, probabil că ați văzut deja din titlu, să-mi dau și o sonor un picuț mai încet, așa. O să discutăm în acest episod despre titlu, pentru că da, probabil ați văzut acolo un titlu și ați intrat probabil pentru titlu pe acest videoclip. Astăzi o să vă dau sfaturi despre cum să nu vă luați Vagban sau Overwatch ban, adică cum fac eu. Eu am acest cont cu 2400 de ore aproape. Cine trage în mine? Push the fuck. De unde, mă? Ai, de unde-i tureta, mă? Eu nu... aoleu, aoleu, mă moară tureta, mă moară tureta. Ok, nu o să mai merg în partea aia. O să vă dau sfaturi despre cum să nu vă luați Overwatch ban sau VAC ban când jucați cu coduri. Asta este un sfat așa, mai prietenos, un sfat foarte bun pe care eu l-am aplicat tot timpul când am jucat cu cheaturi pe un cont de CS sau pe orice, mă rog, pe orice joc. Mai mult se aplică la CS sfaturile astea și o să încerc să fiu cât mai explicit posibil, adică să înțeleagă toată lumea. Ok, deci în primul rând, ce contează, care este un factor important pentru a nu vă lua Overwatch ban? Fac ban, cred că știe toată lumea cum să nu știa, pur și simplu vă cumpărați un cod de încredere, un cod bun. Ia uite-l pe ăsta 3, iar familia lui l-am omorât. Vă trebuie în primul rând un cont premium, ăsta un cod premium, deci nu vă luați cituri gratis de pe net, nu vă gândiți că cu codurile gratis de pe net puteți să faceți mare lucru. Doar să vă distrați pe un cont de non-prime, dar oricum cu citurile gratis vă veți lua ban în proporție de 95%, deci nu vă închipuiți că ați jucat o săptămână cu un cod gratis, nu v-ați luat VAC, sunteți 100% protejați. Nu, vă puteți lua VAC ban oricând și nu vă recomand să vă băgați coduri gratis pe contul principal. Acum, dacă aveți un cod premium, cum faceți să nu vă luați Overwatch ban? Pentru că asta este a doua întrebare și totuși eu am jucat pe contul ăsta, da, am făcut și idol, o să revenim la acest subiect mai târziu, dar eu totuși joc pe contul ăsta de 3 luni deja și am mai avut un cont înainte pe care am luat VAC ban, atenție, nu Overwatch ban, am luat VAC ban pentru că na, până și codurile premium odată la nu știu câți ani se mai detectează, aia e o chestie normală până la urmă. Cum am făcut să nu îmi iau... Overwatch ban. Ei bine, în primul rând, prima chestie care contează foarte, foarte mult în Overwatch ban este să ai trustfactorul bun. Ce înseamnă acest trustfactor? Ei bine, acest trustfactor înseamnă încrederea ta pe care le dai la Valve, cum ar veni. Adică cât încredere au cei de la Valve în tine, mă rog, nu propriu zici cei de la Valve, anti-cheat-ul, să zic așa, pentru că este un sistem de Overwatch. Normal, la... băi, nu, vine zona. Normal, la 11 reporturi pe Overwatch, cel puțin așa era înainte, ăsta, la 11 reporturi pe matchmaking sau mă rog, la 11 reporturi, dacă îți luai 11 reporturi, anticitul te băga automat la Overwatch, adică să se uite N persoane, nu știu exact câte persoane, să se uite niște persoane la tine și ele să decidă dacă ai sau nu hack. Ei bine, trustfactorul ăsta înseamnă că dacă ai multe ore jucate, dacă ai medalii, uite cum am eu pe contul ăsta, nu pot să vă arăt acum, am câteva medalii, service medaluri de alea, e cont vechi, are contul vreo 2 ani și ceva. Servizi, medaluri, tot felul, toate chestiile astea contează. Adică CSGO are mai multă încredere în tine și îi prioritizează cum ar veni pe cei care au trustfactorul mai slab decât tine să intre la Overwatch. Adică dacă eu, de exemplu, acum în momentul ăsta mă duc să dau rage hack pe competitive, dar bag hack-ul la maxim și mi-au 20 de reporturi, nu o să fiu băgat la Overwatch în fața unuia cu rank 2 care dă rage hack. Și tocmai de aia mulți nu își ia Overwatch ban când bagă rage hack-ul, deoarece
au tras factor bun și nu-i bagă la Overwatch, dar încercați voi, bă, băieți, acum vă dau așa o chestie, încercați să jucați de pe un cont nou nouț cu rang 2, 2-3 meciuri Rage, să vedeți că în maxim 2 zile o să vă luați Overwatch ban. Pentru că acel cont nu are încrederea celor de la Valve, să zic așa, mai pe înțelesul tuturor. Deci, practic, dacă vreți să nu vă luați Overwatch ban, eu zic să jucați cu un cod premium și să jucați așa mai chill, adică să nu dați foarte tare cu hack-ul dacă știți că nu aveți un transfector foarte bun. Ok, dacă știți că nu aveți un transfector foarte bun, încercați să jucați cu cheat-ul mai lejer, adică să nu dați tare, să nu dați wallbang-uri, să încercați să nu dați prefire și chestii astea. Dacă deja știți că aveți un transfector bunicel, puteți să dați cu hack-ul mai tare, să câștigați meciurile, deja nu mai e relevant. Dacă ai transfectorul pe verde, nu mai e relevant, poți să dai cu cheat-ul aproape cum vrei tu, dar aveți grijă, dacă aveți transfectorul verde și vă luați sute de reporturi, vă puteți lua bani, dar oricum este mult mai greu să vă luați bani, deci transfectorul verde nu vă scutește de bani. Și mai e încă o chestie, transfectorul mai poate fi mărit și de achiziționarea skinurilor, adică aveți skinuri, pentru că până la urmă Valve se gândește, bă, cine e prost să bage banii în CS și să dea cu hack-uri? Și atunci, iar, e același lucru, nu te prioritizează la Overwatch să te bage, să se uite oamenii pe tine. Și cam atâta ar mai fi și orele contează, vă dați seama că un cont de 4000 de ore e mult mai de încredere față de un cont cu 500 de ore sau 100 de ore, e mult, mult mai de încredere. Deci asta, trebuie să vă gândiți, bă, ce vă face pe voi de încredere pentru Valve, știi? Să vă luați skin-uri, mă rog, skin-uri nu vă recomand să băgați bani în ele dacă jucați cu egg, dar na, este un factor. Dacă chiar vreți să faceți chestia asta, să vă îmbunătățiți transfectorul, puteți face. Mai contează levelul de pe Steam, adică să nu aveți cont de level 0 în care nici nu puteți da ad la persoane și jucați cu cheat. Mă rog, puteți să jucați, dar șanse mai mari de vac, pentru că aveți transfectorul mic. Și acum o să vină întrebarea, pe care probabil mulți o să o puneți și vreau să vă răspund anticipat la ea. Cum aflu ce transfector am? Bă, băieți, asta... Mamă, sper să nu-l omoare și pe ăsta. Băi, 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 stai aici, stai aici, stai aici, stai aici, stai aici, stai aici, stai aici. Lângă munte, stai că mă respawnez într-o secundă, băi, stai aici, stai aici. Bine, hai că m-a respawnat. Repede, hack. Lasă că dacă mori acum te respawnez, nu-i problema. Hai că mă duc eu repede. E un hacker, cred că mi-a dat mare headshot, ești nebun. Da, e hacker, e hacker. Hai că fac rost de armă, dar nu știu cum să fac rost de armă, că o să mă omoare și pe mine. Aveam eu un mag dacă. Da, nu mai mă duc acolo, ești nebun, că n-am nicio armă, mă omoară. Vai de cap, mă, nu știu, să uite, văd un. Stai așa un pic. Hai că te rezolv. Te dă să te respawnezi sau nu mai poți? Da. Bun. Unde încerc să mă respawnez. Da, încearcă unde. Da, uite acolo, n-ai murit. Hai că am făcut rost de armă. E un hacker, trebuie să-l evităm un pic. Nici n-am știut că e hacker. Eu povesteam aici și mi-am luat cap deodată. Bă, m-a sunat fix în găin coaie. Dar unde e, că eu nu-l văd în morții lui. Pe munte, acolo unde a murit. Eu nu-mi dau seama, eu sunt la o telegondolă de asta ceva, la nebunii de astea de... Nici nu-mi dau seama unde. Hai că încerc să-l omor. Ah, gata, l-am văzut. Hai că mă duc să-l omor. Exact. Haideți, bă, băieți, un pic așa să... Te-o omorât iară? Da. Mai poți să te respawnezi? Spawnat, nu. Ah, stai că-mi iau și SSG, fii atent. Hai să-l omor. Ah, nu pot, că n-am bani, băga mea și... Ah, acum, ok. Încerc să mă respawnez pe acolo, pe lângă emo mâinile alea. Și armor plus helmet. Ok, hai bă băieți. Ba, eu. Ok. Mamă, dar nu am bani pentru scout. Stai că mi-am luat gloanțe și... Vrei să-ți comand și ție o armă? Am eu bani pentru scout. Ah, ia scout, te rog eu, ia scout. Hai că-ți dau MP-ul ăsta. Ia-mi scout, hai să vină scoutul să mi-l dai, că cu scoutul bat 100%. Okay. Mamă, stai că nici aici nu prea stăm bine, că el dacă are scout poate să ne dea wallbang prin chestia asta, știi? Cam, da. Mamă, să vină scoutul repede, hai că eu dau eu. Stai că astea-s gloanțele. Să nu-mi iei gloanțele, te rog, o să-mi dea 5 gloanțe la scout și poate nu pot să-l omor din 5. Repede, spargem asta. Asta e armura, tu ai armură? Nu, mai. Hai că-ți comand eu armura, hai că-ți comand eu. Așa. Ah, ok. Te-am comandat eu armură, o să vină imediat. Dar unde-i scoutul, să mor eu, că nu-l văd. Cred că... Ah. Opa, vezi că e unul aproape. Da. Stai că iau scoutul repede. Hai, mă. Hai. Ah, astea-s gloanțele, băga mea. Dă-mi repede. Stai. Ai, tati, stai să iau și gloanțele și mergem în deplasare. Stai că îl văd pe ăla. Mamă, dar nu pot să-l omor, n-am. Hai spre ei, că acum nu mai are șanse. E aici jos, prost. Stai că vreau să-i omor pe amândoi să nu se mai poată respawna, știi? Că-s doi și dacă îl omor pe codat se respawnează. Uite-l că vine, ia. Gata, l-am omorât, tu-s mama, mătii, să-ți fut. Nicio șansă. Stai că mai e cu echipierul lui aici, stai să-l omor și pe el. Trebuie să-l omor și pe el. Gata, s-am amândoi morți. Bine, mă. Da, mă, păi după aia se respawna prostul și ne poate ne bătea. Da, acum am intrat cu Unity. Uite, acum în 10 secunde nu se mai se poate respawna băieții, deci e câștigat garanta meciul ăsta. Da, mă, dar mai suntem 3. 3 în afară de noi. 3 în afară de noi. Și pe mine, asta ce-i? Nu știu. Armura, uite, ia ta. Ți-am comandat-o și-o venit după noi.
Am și uitat de ea. Ia să văd ce mai pot să-mi comandă băieți aici. Nici nu știu. Radar, gemer, ce e asta? Aaa, nu mă mai văd. Păi aia, pe oricum, la ce-mi trebuie asta? Că dacă e codat, degeaba îi bag eu chestia asta. Păi, un pistol ar merge, că am USP, dar nu știu cât de mult o să mă bat. Eu mai-mi iau un ammo box. Cine știe, poate-mi trebuie. Un ammo box și un medshot, pentru că dacă-mi trage unul să... A, da, aveam deja medshot. Bă, tu ai siringi de-astea nebune, să-ți dai viață. Nu mai am. Uite, ți-am dat una. Mersi. Că mi-am mai comandat eu acum. Dă-ți viață, dacă... A, da, e. Ok, stai că stăm un pic aici, că mi-am dat două comenzi de pistol și de... Ăsta, de gloanțe și de medic și aici mergem să-i omorăși pe restul. Mai e unul în mijloc, ăsta, în vârful muntelui. Și și ăla s-ar putea să fie cod, dacă văd că se cam uită așa ciudat, dar vedem acum. Nu știu. Hai să dau cu toporișca. Mamă, avem gloanțe, băieți, hăți, Johnule, gloanțe și medișaturi. Vine zona, hai să mergem, că vine zona. Medișaturi de toate, băi, pot să iau gloanțele de la ăsta. Mamă, am 35 de gloanțe. De ei sau? Care? Moliul ăla din spate. Bă, nu știu. Au apărut așa de nicăieri un moli. Au apărut moli sau era foc pe jos, efectiv? Stai că eu nu, îl văd pe unul. S-au auzit sunetul de moli. A, lol. Cine știe? Poate îl mai dau așa, gen... Cine știe? Habar n-am. Și eu mai apărut unul încolo. Hai repede, bă, băieți, hai că mai sunt doi aici, încă un squad și mai e unul în vârful muntelui. Stai, uai, de capul meu, du-te, vino aici, vino aici, stai acolo. De fapt, se poate să stai și acolo. Că i-am văzut că s-a uitat cam dubios spre noi când am venit. Mi-e frică să n-aibă cod, că, na. Mamă, pot să-i dau prin perete, fii atent ce-i fac. Ah, mamă. Hai, hai, hai. Băi! Femeile și copii în casă, joacă codat României cu... Păi da. Mamă, dar nu pot, s-a băgat după ceva. Hai, hai repede, hai că-l omor pe ăsta de aici. Băi! Cap. What? Băi, îl văd aici, ai țin. Gata, mă. Îi țineam ținta pe cap și nu murea. Și mai e unul în viață. Ba nu, doi. Băi, are scut. Hai. Ieși afară. Bă! Unul mort. Și mai avem unul și-l omor acum. Pong! Băi. Băi, băiete. Trag în picior. Dacă poți să-i trag în picior. Gata, mă! GG, boys. Ia fii atent. Îți las canalul în descriere dacă mi-l dai pe Steam. Man, ia fii atent cum i-am omorât pe ăștia. Uite cum i-am omorât pe ăștia. Să vezi săracii. Le-am dat prin pereți, nici nu știu de ei. Ia uite, unul mort. Și uite-te și la ăsta acum, fiind că i-am tras în picior. Că nu puteam să-l nimerez din cauza scutului și trăgeam prin picioare. Ia uite, un hit. Cient. Hăți. Bă, game. Danger Zone primul win, bro. Păi da. Mamă, eu am luat și rank cap, mane, pe Danger Zone, ești nebun. Da, văd. Tu ai luat ceva rank? Sau, ai primul, de fapt. Mai am nevoie de câteva. Da, păi aici nu e relevant, poți să și pierzi. Și dacă pierzi 10 meciuri, tot îți dă rank, știi? Dar îți dă rank mic de la Lebret, pe bolan de laborator. Erau din ăștia cu... Da, cu... Nebun, de ăsta, cu... Da, nu, cu... Vulpe. Hunter Fox Elite, cred că e ăla, sau ceva de genul. Mamă, uite, ăla gen cu vulpe aia așa de aur are rank cu maxim. Mamă. Și a ieșit pe locul 4. Na, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo un like să facem la acest episod 1000 de like-uri, un subscribe la canal dacă vreți, desigur, să jucați alături de mine pe episoade. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!